Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pe 5 mai avem unul dintre cele mai importante tranzite ale anului, schimbarea semnelor nodurilor lunare, nodul nord se mută în gemeni, iar nodul sud se mută în săgetător. Nodurile lunare vor rămâne în gemeni și săgetător până în ianuarie 2022 eliberând o parte din presiunea de până acum. Cu toții avem gemeni și săgetători în astrogramele noastre, așa că putem aplica cu toții aceste principii în anumite domenii ale vieții noastre. Axa gemenii săgetători este axa cunoașterii, a modului în care vedem sensul lumii. Dar gemenii și săgetătorul au abordări diferite ale cunoașterii. Gemenii și guvernatorul lor, Mercur, guvernează procesul nostru principal de gândire, modul în care procesăm și dăm sens informației dintr-o perspectivă logică, bazată pe fapte. Când deschizi ochii și privești în jurul tău, acordând atenție la ceea ce vezi, auzi și atingi, operezi din creierul tău gemeni. Acesta este motivul pentru care persoanele cu marcaje puternice în gemeni sunt cunoscute pentru că sunt curioși, intelectual și au multe interese variate. Gemenii sunt asociați cu oameni din mediul nostru imediat, vecinii, cunoscuții, frații și familia extinsă, colegii de muncă și alte persoane cu care interacționăm zilnic. Gemenii sunt conectați la călătorii scurte, călătorii cu mașină, cu autobuzul sau cu trenul pe distanțe scurte, cu învățământul primar, învățând o abilitate la momentul respectiv dar și cu tranzacții comerciale individuale. Săgetătorul și guvernatorul său, Jupiter, este similar cu gemenii, dar duce temele gemenilor la un nivel mai înalt, mai abstract, filozofic. Dacă gemenii sunt ceea ce vedem când deschidem ochii, săgetătorul este ceea ce vedem când închidem ochii. Conexiunile invizibile dintre diferite subiecte și domenii. Gemenii sunt mintea noastră concretă, săgetătorul este mintea noastră abstractă. Gemenii sunt gândirea bazată pe fapte, săgetătorul este intuiția, gândirea cu imagini mari de ansamblu. Dacă gemenii sunt definiți prin curiozitate și abordează totul cu mintea unui începător, îi poate să lipsească curiozitatea și preferă să urmeze calea marcată, care prezintă avantaje și dezavantaje. Săgetătorul nu pierde timpul reinventând roata și, într-adevăr, poate economisi timp și energie, lipindu-se de ceea ce s-a dovedit deja că funcționează, dar poate de asemenea fi victima dogmei și poate rămâne blocat în paradigme care s-au depășit. Săgetătorul ne guvernează credințele. Da, avem nevoie de credințe care să funcționeze în lume, în caz contrar, vom risipi prea multă energie, încercând să evaluăm fiecare informație cu mintea unui începător, dar credințele noastre pot deveni și inamicii noștri. Dacă nu le punem niciodată în discuție, săgetătorul este conectat la oamenii cu care interacționăm, nu ne neapărat prin interacțiunea noastră de zi cu zi, precum gemenii, ci prin alegere. Este vorba despre autorii de cărți, liderii comunității, Oamenii cu care rezonezi atunci când călătorești în străinătate sau profesori și mentori pe care îi găsești online. Săgetătorul extinde cunoștințele explorând de diferite puncte de vedere, conectând punctele și îmbrățișând concepte sau culturi exotice. Acesta este motivul pentru care Săgetătorul și Jupiter sunt asociați cu străini și culturi străine atât gemenii cât și săgetătorul guvernează sisteme de cunoștințe și de formare, cum ar fi educația, religia, obiceiurile sau stilul de viață. Dar dacă săgetătorul ne spune, găsiți tot ce trebuie să știți în cărțile de religie sau istorie, gemenii, la fel ca Buddha, ne încurajează să ne îndoim de tot și să găsim propria noastră lumină. Ce perioadă mai minunată poate fi decât aceasta? Acum la început de era vărsătorului, era în care moarta este considerată o victorie. După cum vezi, astrele sunt foarte optimiste, deci hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, săptămâna aceasta merită a vorbi de la inimă cu cel mai bun prieten. Poate că ai acumulat destul de multe întrebări pentru tine și pentru lumea în care trăiești. Este o săptămână bună pentru cei care se pregătesc pentru carieră, precum și pentru studiul la distanță. Evite orice fel de conflicte. S-ar putea să fii oarecum suspicioasă. În weekend, încearcă să-ți faci timp pentru cei dragi. Joi promite să fie cea mai fericită zi din această săptămână. Pe o rețea de socializare poate avea loc o întâlnire romantică mult așteptată, în care vei zbura, ca și când ai avea aripi. Cu toate acestea, există un anumit pericol de a supraestima profunzimea sentimentelor tale, nu promite prea mult, poți găsi o nouă sursă de venit suplimentar, adevărat, vei avea mult mai puțin timp liber, dar atunci nu vei avea timp să fii tristă și să te îngrijorezi fără rost. Joi, sunt posibile noi încasări în bani, astrele îți recomandă să te limitezi oarecum la mâncare, redumărimea porției iar dacă ți este foame, împarte fiecare masă în două pentru a mânca mai des, dar foarte puțin. Dă preferință legumelor, cerealelor și cărnii slabe. Conținutul de calorii al felurilor de mâncare ar trebui să fie suficient, dar nu excesiv, altfel, sigur nu vei observa cum câștigi câteva kilograme în plus. Stelele îți recomandă să porți bijuterii cu granate roșii folosește proprietatea acestui mineral pentru a stârni entuziasmul creativ și impactul emoțional puternic. Astfel vei putea aduce la bun sfârșit o afacere demarată de mult sau un proiect neobișnuit pentru care nu mai putea găsi timp înainte. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Plonjarea în muncă serioasă va fi un panaceu pentru această săptămână. Cu cât vei petrece mai multă timp în muncă, cu atât îți va rămâne mai puțin timp pentru gânduri rebele, altfel vei fi atrasă de aventură. Joi, nu este recomandat să începi o afacere nouă, deoarece rezultatul poate fi dezamăgirea și pierderea puterii, dar vinerea este bună pentru a începe ceva nou și a distruge pe ceva vechi, care s-a epuizat complet, și acest lucru se aplică nu numai muncii, ci și vieții personale. Dacă planurile tale nu includ o aventură sinceră, ai grijă cu cine vorbești și ce vorbești marți. Poți vorbi cu o persoană care ți se va părea extrem de atractivă, dar nu este atât de simplu pe cât pare. Miercuri, încearcă să fii mai atentă cu partenerii de muncă, înainte de a fi de acord cu propunerile lor, merită să cântărești pro și contra. La sfârșitul săptămânii, pot apărea probleme cu cardurile bancare sau cu plățile online. Vei fi în special sensibilă la schimbarea condițiilor meteorologice. Prin urmare, din păcate, nu te vei putea lăuda cu o sănătate excelentă. Stelele îți recomandă să te odihnești mai mult, orice stres poate declanșa un atac de migrenă sau mai rău. Du-te la culcare de vreme. Trebuie să eviți bijuterile de culori strălucitoare este mai bine să alegi un cadru metalic opac, pietre discrete. De exemplu, hematitul ți se va potrivi. Te va ajuta la depășirea pasiunilor și îndoielilor inutile. Aceasta piatră îți va dărui o stare de echilibru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni. Săptămâna aceasta va fi puțin nebună, dar interesantă. Profitabilă și de succes pentru tine. Pregătește-te pentru surprize plăcute. Gândește-te dacă îți sunt necesare principii imobile sau, uneori, ar trebui să te îndepărteze de reguli pentru a obține ceva special. Zâmbește mai mult și glumește, ridică nu numai propria ta dispoziție, ci și starea de spirită oamenilor din jurul tău. Îl atragi pe cel ales ca un magnet. De dragul tău, este gata să renunțe la multe. Cu toate acestea, din aceasta nu vei obține mai mult, dragostea îți va oferi energie și inspirație, iar dragul tău va reuși în alte domenii. Situația ta financiară este stabilă, te poți aștepta la venituri suplimentare, vei fi invitată să participi la o afacere foarte profitabilă. Proiectele tale creative promis succes, de deci ce munca îți va aduce emoții pozitive și comunicare cu oameni interesanți. Renunțe la dispozițiile depresive, trebuie să mergi mai mult, să faci aerobic sau să dansezi, să iubești, cumpără-ți pantofi sportă noi, confortabil și luminoși, încearcă să-ți oferi o varietate de impresii, participă la seminarii online, concursuri, este util să înveți ceva nou, stelele îți promit o săptămână foarte interesantă, mai ales în ceea ce privește relațiile personale și chiar cele intime îți va fi foarte util carnelul, o piatra inimii, romantismului și pasiunii. Bucură-te de atmosfera iubirii. Succesul este ceea ce speri, chiar dacă nu crezi cu adevărat în împlinirea dorinței. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Săptămâna aceasta nu ar trebui să atragi prea multă atenție, mai ales dacă o faci în mod intenționat. Timpul în sine va pune totul la locul său, vei fi observat exact când va fi necesar. Miercuri, negocierile și întâlnirile de afaceri importante vor avea loc cu succes, săptămâna este în general destul de reușită în ceea ce privește rezolvarea problemelor, poți găsi cu ușurință răspunsurile potrivite la întrebările actuale, și chiar sarcini fundamentale vor fi în funcție de alegerea ta. Este timpul să arăți ambițiozitate și să schimbi ceva în viața personală. În prima jumătate a săptămânii, încearcă să nu-ți chinui persoana iubită cu atacuri nejustificate de gelozie. De deci ce ai nevoie de o ceartă și de un showdown? Vineri și sâmbătă, nu sta degeaba, este mai bine să înveți ceva. Atenția și concentrarea sunt o garanție că nu-ți vei pierde profitul și nu vei suferi pierderi. Autoritatea ta în domeniul profesional este în creștere. În weekend, poți economisi la divertisment pentru că nu este recomandat să participi. Sistemul tău digestiv este acum deosebit de fraged și vulnerabil. Stelele îți recomandă să reduci în dietă cantitatea de alimente murate, afumate, sărate sau prăjite. De asemenea, ar fi frumos să refuzi alimentele prea grase și alcoolul. Dacă ți-ai dorit de mult să urmezi o dietă, stelele ți oferă lumină verde, bineînțeles. Dacă sistemul de nutriție selectat respectă regulile unui stil de viață sănătos, nu poți să flămânzești și să te privezi de apă. Poartă ștrasuri. Protejează bine de înșelăciune și dezamăgire de la prieteni, iar probabilitatea unor astfel de probleme acum, din păcate, nu este zero aici vei avea nevoie de toată înțelepciunea, atât a ta, cât și cea pe care o va împărtăși talismanul pentru a determina starea reală a lucrurilor și a nu lua decizii în grabă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta va trebui să demonstrezi profesionalism, așa că nu-ți fie teamă să-ți asumi responsabilitatea. Fii mai relaxată, comunică cu diferite persoane. Urmărește de aproape știrile pentru a nu pierde informații importante pentru tine. Conversațiile cu superiorii sunt cel mai bine să fie evitate, mai ales dacă vrei să scoți ceva de la ei. Revendicările pot fi făcute ulterior. Problemele interne vor necesita atenție în weekend. Singurătatea temporară, dacă acest lucru se aplică de sigur, s-a încheiat. Norocul este în pragul vieții personale. Este probabil o aventură romantică care se poate transforma într-o relație serioasă. Dă mai multă timp gândurilor tale de dragoste. După ce ai acoperit situația financiară în ansamblu, poți rata toate detaliile care amenință să provoace o schimbare bruscă a bunăstării financiare. Este posibil să ai un nou șef sau va trebui urgent să cauți noi asistenți doar nu lua decizii pripite. Ar trebui să nu uiți de regulile de igienă, respectarea lor este acum fundamentală pentru tine. Stelele spun că, în unele moduri, este mai bine să nu începi decât să nu termini. Spală-ți mâinile mai des și șterge cu agenții antibacterieni în cazul în care te afli într-o situație în care săpunul și apa nu sunt disponibile dintr-un motiv sau altul. Un duș dimineața și seara este o necesitate dar și o schimbare completă a hainelor. Ar fi frumos dacă cineva ți-ar oferi ceva prețios săptămâna aceasta, dar lucrul care ți va fi căzut în mâini acum se va destrăma cu siguranță foarte repede și va fi aruncat în praf în colțul cel mai îndepărtat. Este mai bine să porți ceea ce ai de mai multă vreme. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara este indicat să aloci mai puțin timp altora și să dedice mai multă timp pentru tine. În primul rând, o meriți și, în al doilea rând, îți va permite să evaluezi mai mult sau mai puțin în mod adecvat situația, ceea ce altfel ar fi completă nerealistă de înțeles. Informațiile primite la începutul săptămânii pot fi inexacte sau distorsionate intenționat. Marți sau joi, este posibilă o schimbare a planurilor și o plecare bruscă în În weekend, încearcă să te relaxezi, să te distragi de la problemele casnice. Vine un timp bogat într-o mare varietate de evenimente. Ar fi frumos să îți permiți să te relaxezi cu persoana iubită. Dar poate apărea situația opusă, vei ajunge la concluzia că este timpul să îți oprești contactele, pentru că ați obosit unul de celălalt. Începutul săptămânii nu favorizează succesul financiar special, miercuri și joi este mai bine să nu faci cumpărături mari, nu plăti prea des cu același card de credit, vineri este una dintre cele mai reușite zile, probabil sunt încasări financiare, merită să fii atentă în special la prognozele meteo și să fii puțin mai în siguranță în cazul în care au făcută totuși o greșeală. Alți oameni te pot sfătui și îți pot sugera ceva, dar sentimentele lor vor diferi cel mai probabil de ale tale, astfel încât să te bazezi pe cuvintele lor nu este recomandat acum. Inele și numai inele ești sfătuită să porți pe parcursul săptămânii, dar din ansamblul și varietatea acestor bijuterii, poți alege orice, subțire sau masiv, prețios sau din categoria de bijuterii, cu pietre naturale sau artificiale. Depinde de tine să decizi, zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna aceasta merită lucrat pe plan individual, dar potecile bătătorite nu ți se potrivesc. Luni, încearcă să nu-ți permiți egoismul față de colegi și față de cei dragi, nu fii invazivă. Miercuri, probabil că nu vei avea timp sau vei întârzia undeva va trebui să reprogrameze în alte zile. Sâmbătă, într-o atmosferă relaxată, pot și trebuie să rezolvi problemele de zi cu zi care au întârziate de ceva timp. Duminică, numai tu vei putea să calmezi fierberea pasiunilor familiei. Este posibil ca aproape toată atenția ta să fie dedicată muncii și practic nu va mai rămâne niciun timp pentru viața personală. Aceasta amenință să ți răcorească relația cu persoana iubită. Încearcă să remediezi situația în weekend, ar trebui să fii mai hotărâtă și mai activă. Săptămâna aceasta este favorabilă pentru a câștiga bani, așa că stabilește-ți obiective mari și cere o taxă adecvată pentru experiența și talentul tău. Stelele spun că, în cadrul acestei săptămâni, este puțin probabilă schimbarea semnificativă a stării de sănătate. Aceasta este o veste bună pentru cei care sunt sănătoși atent și plin de energie. Dacă te simți rău, este puțin probabil să fii mulțumită. Continuă să urmezi cu atenție recomandările medicului, ia medicamentele prescrise pentru tine și ai răbdare. Vei obține rezultatul așteptat, doar puțin mai târziu decât ți-ai dori. Tu nici nu încerci să lupți cu fantezia ta sălbatică, deoarece oricum te va învinge, dar ar fi frumos dacă îi poți găsi o utilizare rezonabilă mai presus de toate, în planul creativ. În acest caz, piatra lunii îți va deveni un bun ajutor. În același timp, ea îți va liniști oarecum anxietatea și tristețea dacă ești îndrăgostită sau ești în stare de consternare din alt motiv. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, profită de o săptămână de succes la maxim. Nu refuza proiectele și discuțiile noi, deoarece se vor dovedi extrem de reușite. Nu ar trebui să depinzi de ceilalți. Să-ți îndeplinești dorințele, să faci ceea ce te va face mai fericită. Joi vei distruge vechiul, făcând deloc creării noului. Și, mai ales, acest lucru se aplică vieții familiale și personale. Acum este momentul să închei o relație formală inutilă și să găsești dragostea adevărată. Rămâne în urmă riscul de dezacord și de neînțelegerea cuplului tău. Săptămâna aceasta este plină de dragoste și pasiune. O discuție romantică este posibilă marți, dar sâmbătă va fi probabil cea mai rodnică zi. Va apare un moment minunat pentru a implementa idei de afaceri. Vei avea multe cereri profitabile. Un profit solid te așteaptă marți. La sfârșitul săptămânii? Jocul la bursă și investițiile online îți pot aduce o mulțime de venituri. Duminică, achiziții online vor avea succes. Săptămâna aceasta ar trebui să ai grijă specială de sănătatea inimii și a vaselor de sânge. urmărește -ți colesterolul. Stelele îți recomandă să treci testele corespunzătoare. Este posibil ca unii reprezentanței zodiei să fie nevoiți să urmeze o dietă sau chiar să ia măsuri mai radicale. Încearcă să introduci acizi grași în dietă, acum îți vor fi extrem de utili. Pune pe masă peștele, fructele de mare și uleiurile vegetale. Poarta aur și diamante. O meriți. Acum trebuie să strălucești, pentru că ești un semn foarte luminos și pasional al zodiacului. Și situația financiară îți va permite clar să nu ți refuze nimic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, a scăzut cu siguranță încărcarea cu probleme și ești gata să rezolvi noi probleme. Ideile tale creative îți vor surprinde plăcut prietenii și partenerii de afaceri, trebuie doar să le spui la timp și convingător. Dacă acționezi persistent și decisiv, vei realiza totul. Joi verificări, certificări, inspecții sunt posibile, vei fi gata. Și amintește-ți! Calmul și autodisciplina îți vor permite în cele din urmă să repari totul. O întâlnire informală de afaceri vineri îți va aduce multe avantaje și îți va deschide noi perspective. Săptămâna aceasta poate avea succes în ceea ce privește primirea emoțiilor pozitive din comunicarea cu o persoană iubită sau dintr-un flirt ușor, fără caracter obligatoriu. Moment bun pentru noi cunoscuți. Poți conta pe niște bani. Superiorii tăi sunt în mod evident destul de pregătiți să să-ți încredințeze cele mai responsabile sarcini. În weekend, pot exista cheltuieli neprevăzute pentru copii și pentru persoana iubită. Urmează principiile pe care le-ai ales pentru tine. Acum nu trebuie să schimbi radical nimic. Dacă vreau un punct ridică îndoieli, discută-l cu specialiști. În această săptămână este deosebită de important să asculți vocea intuiției tale semnalele pe care corpul tău ți le oferă. Învață asta, deoarece este o abilitate importantă și foarte utilă. Odată cu adăugarea de noi elemente la sistemul de tratament sau de reabilitare, așteaptă măcar șapte zile să vezi primele rezultate. Stelele te sfătuiesc să te îndepărtezi de agitație și să petreci mai multă timp în singurătate. Poartă crizolit. Această piatră te va consolida moral și pentru a nu regreta deciziile tale. Cei care sunt foarte singuri ar trebui să poarte bijuterii din malachit. El va risipi gândurile triste și, poate, chiar va contribui la ieșirea ta rapidă din această stare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Săptămâna aceasta s-ar putea să începi să te îndoiești de abilitățile tale. Marți amenință că va fi o zi stresantă emoțional, când te vei limita mai bine la rolul de observator. Se va mai adăuga lipsa de putere, de forță și de energie. Ar trebui să te gândești la atitudinea ta față de oameni, probabil ai tendința de a cere prea mult. Cineva, care tocmai de curând părea aproape ideal, poate fi departe de partea cea mai bună a personajului. În weekend, încearcă să te protejezi de contactele inutile și de vorbăria goală. Oferă un cadou persoanei dragi. El poate fi modest, dar semnificativ. Întâlnirile de dragoste de miercuri și sâmbătă vor fi în conformitate cu așteptările tale. Cu toate acestea, încearcă să nu exagerezi, exprimând ardoarea sentimentelor tale. Marți, este nedorit să te implici în aventuri financiare, în special în cele care promit rezultate instantanee, câștiguri sau profituri fabuloase. În a doua jumătate a săptămânii, apatia și le par să pună mâna pe tine. Deci relaxează-te mai mult și lucrează mai puțin. Săptămâna aceasta ar trebui să fii mai atentă la ceea ce mănânci, evaluând nu numai calitatea și prospețimea produselor, ci și modul în care sunt preparate. Stelele îți recomandă cu tărie să renunți la tot ceea ce este conservat, murat și uscat. Fructele și legumele în salată sunt cele mai bine consumate crude, iar carnea, peștele fierte sau coapte, prăjită nu este strict interzis, dar dacă vrei să te simți mai veselă, limitează prăjelile la maxim. Săptămâna aceasta este extrem de important să demonstrezi independența și să iei decizii importante. Îți lipsește spiritul și se pare că nu poți face față? Nu contează? Un inel de rubin va adăuga decisivitate. Apropo, va oferi aspectului tău soliditate și, eventual, îi va face pe cei care vor comunica cu tine să te privească cu mult respect. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână, surprizele plăcute și surprizele dezamăgitoare se vor referi în principal la muncă, dar în unele cazuri vor fi legate de sănătate. Luni și miercuri, nu te supraîncărca cu un număr mare de discuții, nu petrece prea multă timp pe internet, nu te implica în discuții pe rețelele de socializare, întrebările casnice ia inițiativa și îți vei da seama rapid că apar o schimbare pozitivă. Nu ar trebui să iei inițiativa luni, situația poate fi astfel încât ar fi mai bine să nu atragi atenția deși îți va fi greu să te rății. O cunoștință foarte interesantă poate fi așteptată la sfârșitul săptămânii, dar acest lucru amenință că va provoca gelozia jumătății tale. Planificarea bugetară va evita costurile și spitele inutile care te vor tenta la aproape fiecare pas. Joi și vineri, întâlnirile se vor descompune, situația va fi de așa natură că trebuie amânate, iar verificările vor dezvălui multe deficiențe. Regula săptămânii este aceea de a avea un somn bun și prelungit. Luni, procedurile care vizează curățarea sângelui vor fi favorabile. Joi abține-te de la carne de pasăre, dacă este posibil. Duminică, exercițiile fizice nu sunt numai bune, ci și distractive. Probabil va trebui să muncești din greu în zilele următoare, așa că până la jumătatea săptămânii te vei obosi de munca grea și vei simți nevoia să renunți și să te relaxezi complet. Pentru a termina lucrarea importantă, pune ținelul -ți cu corindon pe mâna dreaptă. Acest mineral te va ajuta să menții controlul și să previi dezamăgirile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești Autocritica și exactitatea ta față de tine și de ceilalți amenință să ți strice relațiile cu toată lumea. În prima jumătate a săptămânii, fii atentă la contacte, nu șoca oamenii cu îndreptarea și claritatea excesivă joi pot apărea perspective legate de dezvoltarea personală sau de creșterea carierei. În weekend, parcă îți dorești ceva intimitate. Pentru a menține o relație strânsă, trebuie să faci un compromis. Este în să o faci mai multă decât rezonabilă. Marți este o zi bună pentru întâlniri non-business. Urmărește-ți cuvintele. Uneori, o frază în plus poate deveni un motiv de gelozie și chiar poate ucide tot romantismul. Întâlnirea de vineri promite să provoace sentimente neașteptate de puternice și să devină începutul unei noi relații. Norocul începe din nou să te sprijine cu un zâmbet și să promite profituri. Cu toate acestea, pentru ca toate acestea să devină realitate, va trebui să muncești din greu și să ți asumi responsabilitatea. Sâmbătă este mai bine să nu cumperi nimic pentru a evita dezamăgirea după cumpărare. Acum nu trebuie să te limitezi serios la ceva. Stelele spun că, dacă nu mergi prea departe, atunci nu îți vei face rău. Nu te implica în experimente de sănătate. Profită de ocazie și oferă-ți plăcere maximă. Du-te la spa, supraviețuiește înainte de cină cu un simplu ceai, mănâncă ceva deosebită de delicios. Cu toate acestea, tu însă știi ce anume te poate inspira. Stelele spun că acum reacționezi excesiv la critici. Între timp, poate fi foarte util și constructiv să porți smaralde. Această piatră te va ajuta să ți potolești emoțiile și să-ți transformi mintea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Wer stirbt?